Bună ziua și bun găsit la Daily Briefing. Numele meu este Puiu Radu. Înainte de a începe discuția noastră, trebuie să facem referire la aspectele riscante pe care le presupun investițiile în active financiare. Astfel, trebuie să menționăm faptul că prezentarea este într-o manieră generală. Aspectele discutate nu reprezintă recomandări de tranzacționare, instrumentele financiare implică riscuri, iar utilizarea efectului de levier majorează aceste riscuri. În plus, trebuie să conștientizăm faptul că performanțele din trecut nu reprezintă niciun fel de garanție pentru rezultatele din viitor. Sesiunea de ieri a adus o nouă evoluție oscilantă, am putea spune, la nivelul piețelor. Subiectul de interes din acest moment pentru investitori fiind situația din China și, în special, aspectul legat de virusul de acolo și care epidemie care pare să devină o problemă tot mai accentuată și care are potențialul de a se extinde la nivel internațional. În acest moment deja pare că există 17 victime, iar numărul cazurilor pare să fi depășit deja 600. În acest caz, autoritățile devin tot mai îngrijorate, am putea spune și mai prudente, iar acest lucru am putea spune că transmit un sentiment de teamă la nivelul populației. Acest lucru s-a văzut la nivelul apetitului pentru risc al investitorilor care a avut de suferit în timpul sesiunii de ieri, dar și la începutul sesiunii de astăzi. Evoluțiile au fost unele mixte, iar investitorii nu au putut să se orienteze și să se să-și concentreze atenția asupra altor argumente în afara acestuia. În acest context vedem o depreciere clară care a avut loc în timpul sesiunii de ieri, cel puțin în a doua parte. Inițial, situația și sesiunea începuse într-o manieră pozitivă, vedeam atingerea de noi maxime. Această perioadă a fost urmată de o ușoară tendință laterală și o evoluție în jurul nivelului de la 3333 de puncte, dar care ulterior acest nivel a fost spart, iar prețul a scăzut până în zona 3312 puncte, unde pare a fi un potențial nivel de suport pe termen scurt. La începutul sesiunii de astăzi vedem o ușoară tendință de revenire și o creștere până în zona 3320 de puncte, dar este greu de crezut că, cel puțin în următoarele ore, această tendință se va extinde, întrucât în continuare, investitorii se tem de posibilitatea ca această problemă s-ar putea transforma într-una la nivel global și ar putea pune presiune semnificativă asupra anumitor sectoare ale economiilor și astfel aceste probleme să se răsfrângă la nivel agregat, la nivelul întregii economii. Lucru care, desigur, ar putea duce la probleme mult mai accentuate și ar putea afecta serios rata și previziunile de creștere economică, mai ales dacă această problemă și acest virus va persista pe o perioadă mai lungă de timp. În acest context, niveluri de urmărit, suport local 3312 și cel mai important nivel la 3300 de puncte, care reprezintă și un nivel psihologic, iar ca nivel de rezistență am putea vorbi despre fosta zonă de maxime de la 3329, care vedem că a dus la o respingere în timpul sesiunii de luni, dar și a marcat un sfârșit al avansului în timpul săptămânii anterioare.
Situația din Europa reproduce atitudinea globală și evoluția piețelor din SUA. Iar în acest context am văzut în timpul sesiunii de ieri, după atingerea unor maxime intraday la 13.635 de puncte, a avut loc o corecție amplă și destul de bruscă. Vedem că de la ora 8 de ieri până în acest moment, prețul a pierdut în jur de peste 1,6% și aproximativ 200 de pips. În toată această perioadă am văzut o testare inițială a nivelului de suport de la 13.539 de puncte, care inițial părea să reziste. Ulterior, a treia testare a dus la spargerea acestuia, iar odată cu această accentuare a aversiunii față de risc, am văzut o depreciere mult mai abruptă, care a dus la spargerea nivelului de suport de la 13.435 de puncte. În cazul în care investitorii vor avea aceeași atitudine pe care au avut-o în momentul în care acest prag părea să fie spart într-o manieră destul de clară, este posibil ca mișcarea de scădere să se extindă către 13.375 de puncte, nivel care vedem că a oferit suport și în trecut cumpărătorilor. O testare a avut loc pe 16 ianuarie, 14 ianuarie, dar și la începutul anului sau chiar la sfârșitul anului trecut, când vedem că același nivel a fost testat, dar în acea perioadă într-o manieră de rezistență. Prin urmare, acesta pare a fi cel mai important aliat al cumpărătorilor și nivelul care ar putea asigura menținerea evaluărilor actuale, pentru că în cazul în care și acesta va cădea, este posibil ca entuziasmul să fie pierdut într-o manieră, să dispară într-o manieră mai gravă, într-o manieră mai accentuată, iar un astfel de context ar putea determina o corecție mult mai amplă către zona de 13.259 de puncte.